Zuniga, nu știu dacă e cel mai bucuros om din lume în aceste momente. Nu a fost o repriză care s-a schimbat foarte mult bun, însă Lucian a câștigat-o clar, spun eu, clar 2-0 la runde pentru român. A mers bine dreapta de stânga pentru Lucian. Iată cum foarte rapid, exact, una din principalele sale avantaje, viteza, și-a pus-o, și-a folosit-o din plin în acest debut de meci. Să se înceapă și runda a treia. Sperăm că Lucian se va încălzi și va intra în meci din ce în ce mai bine. Cu siguranță așa va face. Va începe să fie și ceva mai agresiv. Cine știe, poate că vrea să și dozeze altfel energia, să nu mai fie în situația de a obosi runda 12, acum a făcut-o în partida cu Andrade, mai ales că Lucian a declarat că e pregătit și pentru partida de 12 reprize. Aici cu Zuniga. Frumos, frumoasă contra. Frumos bracul stâng a lucrat acolo. Zuniga tu mai prezese puțin curaj. Oh, ce bucur cu de stânga! Formidabilă execuția lui Lucian! Îl găsește antipodul Zuniga pentru această stângă teribilă pe care o trimite Lucian. Și efectul este acum, efectul acelui stângi. Când Zuniga nu se simte deloc bine, a făcut un pas în spate și acum Lucian vine într-o ofensivă serioasă. A mai prins acolo dreptele stânga, încă dreptele stânga. Zuniga este însă destul de rezistent. O singură dată a fost făcut knockout din cele trei înfrângeri ale sale. Și acel knockout a fost ghiciți la cine? La, bineînțeles, Kelly Puffy. Kelly Puffy care l-a terminat abia în runda a noua. A trecut Zuniga peste acel moment dificil în care l-a pus Lucia. Perfecte din această repriză a treia, făcută de Lucian Bute, care din nou încearcă să-l pună în dificultate pe Zuniga. E bine, înainte de toate, că Lucian a reușit să-l pună la respect pe Zuniga în acest început de meci. Cu acele directe și croșeie de stânga, i-a notat cine e șeful ring. S-a gândit mai bine columbianul și a mai temperat ranul. Da, și foarte frumos, Lucian nu-l lasă pe Zuniga, practic, să se apropie de el, nu-l lasă să-l atingă. Nu știu dacă a dat doi prin până acum în meci Zuniga. Ce frumoasă lovitor din nou la corp al lui Lucian, cu ușor de dreapta acum. E bine că Lucian lovește și cu dreapta. Puține secunde din această rundă a treia, din nou câștigat de Lucia. Puteți spune că are 3-0 pe repriză. A fost o repriză a treia câștigată mai clar decât celelalte două de Lucian. Să o omorim, iar ce umăr de stânga. Nu s-a cuitit Zuniga, semn că, iată, semn că duce. Și acum din nou percut la corp de această dată mai rar, se vede această combinație. Însă Lucian nu știe. Acesta este livrat la Andrade. Marele adversar al lui Lucian de până acum. Iată, Andrade și-a câștigat respectul fanilor din Montreal. În Montreal va boxa pe 4 aprilie. Și tot aici probabil că va avea revanșa cu Lucian Bute, dacă bineînțeles va trece de acest ucrainian foarte periculos, Vitalii Tsipkov, un ucrainian cu 22 de victorie și doar 2 înfrângeri până acum. Suntem în runda a 4-a, timpul trece repede.
încearcă să vină spre el Zuniga, dar Lucian nici nu prea face mare efort să stea la distanță de Zuniga, îi vine într-un fel natural. A trimis acolo direct de dreapta Zuniga, parcă l-a atins pe Lucian. Oricum se apropie foarte greu Zuniga de Lucian. Acum momente mai bune pentru Columbia. Bute, un boxer foarte înalt pentru categoria sa. I-a avantajat acest lucru. Din nou a trimis excelent bracul din spate, bracul stângă. Într-o lupă, că din nou a cerut bracul de stângă. Lovitura prin care a reușit să-l termine pe Alejandro Berio și să câștige centura de campion în gol. Și iată, la pământul Zuniga. Ce lovitură a reușit Lucian Bute, incredibil. Este numărat colombianul, este numărat, a fost o lovitură legală. Și se ridică, se ridică cu ultimele eforturi Zuniga. Asta este ok, cu siguranță Lucian va încerca să facă nuca, să-l termine. Nu este deloc ok Zuniga, iată că Lucian de pustindu-se asupra acestui colombian care este deja la lumea visului. Zuniga este atleza, nu-l impostează în aceste momente. Pare să aibă soarta lui Berio. Dar nu mai devreme, suntem abia la repriza a patra, are cu minut în care Zuniga trebuie să reziste. Îi caută din nou ficat pe Lucian Zuniga. Două lovituri la cor care l-au îndoit pe colombian. Uppercut de stânga, directă de dreapta, încă directă de dreapta. Zuniga rezistă absolut eroi, doamnă. Greu de crezut că va rezista încă 40 de secunde. Lucian este ca un taicur și iată arbitrul de rest de meciul. Bun final, la revedere, Fulgencio Zuniga. Lucian Bute face o partidă mare. Câți puni a primit Bute oare în această partidă? Probabil că putem număra pe degetele de la o mână. Iată, Lucian Bute își apără pentru a treia oară centura de campion mondial. Knockout în runda a patra cu Fulgencio Zuniga. Vreau să fiu tatăl colombienilor, spunea Bute înainte de meci. Iată că reușește să învingă încă un colombian. Andrade zâmbește. Dar nu știu cât de mult va se duce la sfârșitul anului, când are toate șansele să urce cu Lucian din nou în ring. S-a îmbrățișat cu Adrian Diacolo, Lucian și cu promotorul Gali, Chris Gănescu, înconjurat de toți apropiații, de toți prietenii. Va fi petrecere în seara asta la Montreal. Va fi petrecere și la Pechea, acolo unde părinții lui Lucian, cu siguranță, în aceste momente, cred că au desfătuit șampania. Nu au avut deloc emoții, părinții și familia lui Lucian. Fiul lor nu a fost pus deloc în dificultate. În schimb, Zuniga, și acum, are nevoie de îngrijiri medicale. Să spui că vei ataca în permanență, când vei ataca în permanență pe Lucian Bute, însă Zuniga s-a rătărit că suntem grăbite să și facă ceea ce își propune. Lucian Bute vei avea niște șanse că din prima rundă a început meciul mai temperat, l-a studiat Zuniga. Am venit să lovituri, însă izolate. Și totul a terminat în acesta a patra rundă, de pur și simplu a terminat pe Zuniga, totul a început de la seara lovitură la ficat. Da, o lovitură nu foarte clară a lui Lucian, să o vedem acum. Deci, pe final, toată lumea. Iată, stânga la ficat, într-adevăr. A fost bine. L-a scăvat, cred că a fost și ficatul.